disecție. Ați observat pe ce melodie am intrat, nu? Da, da. Ce? Melodia ta! Ce melodie? Dele, dele, aca, dele, dele, dele. Da, okay. Da, 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 am adus aici, normal, pentru că, precum melodia spune, niște acadele și voi îmi veți spune... E magie, deci totul, la asta e orice. Dacă i-a intrat ăla. Vai de mama mea. Vai de mama mea. Acela. Băi, a intrat omul ăla. Ce ai pățit? E o declarație? Mi-a adus până aici, mi-a ajuns. Am văzut. Ideea este, îmi permite să mă apropii de voi, că am un permite, de magie hai, pe care vreau să vi-l arăt. Tu și bomboanele. Eu și bomboanele. Lucrul ăsta de magie îl fac la petrecerile pentru copii, la... Hai că era să cazi. Bă, dar de ce distrugi, mă, tot? Borcanelul cu bomboane. Ideea este să-mi spuneți voi cam câte sute de bomboane credeți că am eu aici. Dar par cineva deja o să-mi spună un număr pentru sute, cineva un număr pentru zeci și cineva un număr pentru unități. Unități? Și fix, da. Fix cât îți adică veți spune voi, atâtea bomboane am eu acolo. 200. 200. 200? 200, da. Tu numărul pentru sute. No, mai mult de 200. Cine le numără? Mă număr eu, pe urmă. Perioada 6. 260? Perioada 6. Minus 6? Că am mâncat una de acolo. 6. Eu cu unități? Da. 1,02. Hai mă zi. 5. Eu zic că sunt vreo 400. 265 de bomboane. Da. 400. Ideea este că fără să-l ating eu, acolo avem 265 de bomboane. Du-te, de ce? Fa! Ideea e că eu am aici 265 de bomboane. O să le numărăm, da. O să las o parte. Hai. Ce rugăminte am? Deschide tu capacul. Deschide capacul și o să sare ceva, fiate că... Nu l-am atins deloc! Sare ceva, mă, sare! Nu l-am atins deloc, deschide! Hai mă, că pierdem timpul! Nu, nu, hai mă, Delia! Delia, deschide-te, loc! Hai mă, nu, că nu sunt pieri! Îți plac bomboanele! Adică ți-ai frică de borcane? Nu mă, dar nu-mi plac astea, știi? Dacă ai umorul, ai dus în tine frică de borcane? Ești! Deschide! Și eu sunt nasol, îți plac bomboanele! Hai mă, că nu faci! Nu, mă, nu, că mi-a pus ceva acolo, nu! Nu, mă, nu ți-am! Te-a abuzat, cum că deschizi? Și nu știi când deschid, știi că sunt, știi guma aia, mă, de o cumpărare de la Bruno? Da. Tragi o lamă din pachetul de gumă și sare un gândac pe deget? Știi, cioacele alea? Da. Uh-huh. Mă, nu deschide! Hai, mă, deschide! Nu, mă, nu deschide! Hai, mă, deschide! Bomboanele! E, m-am gândit că e o cioacă, e o de-aia. Ce-ți făceam? Și sare ceva, pă. Sare ceva, știi, are un mecanism în care, hei, ia o bomboană, tu desfaci, halești și desfaci cutia și bam, și sare o chestie și... O să stăm 8 ore aici să deschidem. Stăm 8 ore, uite, stăm 8 ore, dar de ce? De ce insiști când vezi că cineva nu vrea să facă ceva? Insiști 5 minute când poți să deschizi tu. În interior am un bloc. Du-te, bă, de aici!
7 de negru. Tu? Iau 4 de roșu. 8 de treflă. 8 de treflă. Popă de roșu. Da, da. 4 cărți diferite, ia uitați-vă. Doar că la aceste cărți... Asta e lipsă? Nu cred. Le lipsește un colț. Ăsta îi lipsește un colț, ăsta un colț, ăsta ia un colț și ăsta ia un colț. Ce rugăminte am eu? La început am rupt 8 carte în 4 bucăți. Da. Deschide-te rog cutia. Nu te cutia cred. Am lăsat-o acolo. E un iepure cutie. Mă, sunt 4 colțuri, ia colțurile și vezi dacă se potrivesc. 7-7 de inimă neagră, da? Dar cum le potrivești? 8 de treflă. Știe să le potrivești. Popă, popă de inimă roșie și 4 numărul e tare, înțelegi? Că eu rup înainte o carte și vă dau fouă. E fain, e fain, fain. Și ideea e că asta se potrivește la fix. Dar cum? Am zis să fac asta ca să mai interacționăm și noi, dar am și o dispariție de persoană. Și o întrebare, ce faci când nu mai lucrezi aici? Când ce? Când nu mai lucrezi aici, ce faci? Acasă dragoste cu soția. Ai văzut, nebunule? Ceea ce el, știi? Tu nu mai, a? Domnul Bordea, ce te-a ars. Mare pisichier. L-ai găsit? Da, mă, și-a găsit. Vezi că eu în locul tău n-aș fi fost supărat pe... Ia, nu, hai du-te la asta. Dă-i drumul de aici. Mai e pe acolo. Hai. Mă gândeam eu ia așa. Ia repede autobuzul și du-te acasă, că nu știu ce găsești. Nu, stai găsești. Așa, eu ziceam că n-ai fi supărat. Hai, pleacă de aici, dai drumul de aici. Fă apariție, dispariție. Știi de ce? Nu vreau să știu. O să fac să dispară o persoană. Am aici o cutie. Cutie care n-are trapă, n-are nimic. E gol. Deci în interior o să intre o persoană, da? Da. Foarte... V-a arăt cum se face. Ce persoană? Cine? Vă arăt secretul. Vie. Cine? O persoană, mă, o fefată. Aia să vedem. Ia. De ce dai în ea? N-are trapă. N-are trapă. N-are trapă. Tare. Tare. E normală. Cutie. Am să invit în momentele următoare pe Ingrid. Băi, gata, mă, cât te bagi în ea. Observați cum săbile astea trec până jos. Până jos de tot, da? Băi, unde e Ingrid? Nu, Răzvan, nu mai cum mă dai în rogea ce trec. Ce așa? O, Ingrid. A decapotat-o, deci n-are unde să mai fie Ingrid. Unde s-a dus Ingrid asta? Săbile se aprind și trec de jos până sus. Băi, că ai lovit-o pe Ingrid. A, gata, nu mai e. Să nu-i bagi sabia. Aiurea.
Adio, Ingrid. Stelia, dacă vrei, poți să vii să te uiți să vezi că nu e nimeni. Nu, nu te duc. Nu te duc, că ești îmbrăcată prost. Ia, băi, venea tanticule. Bă. Și în interior, Ingrid! Hey! Unde ai fost? Unde? Unde ai? Deci uitați-vă! Dacă vrei, poți să intri. Mă, poți să intri. Da, Ingrid. Mă dispari? Da, să zici, să dispare. Zici, bă, unde-a stat, mă, fata asta? Unde-i Delia? Dispare-mă și pe mine. Nu mai aduce înapoi. Nu mai aduce înapoi. Hai, mă, dispare-mă și pe mine. Să nu dispară Delia, că rămânem fără juriu. Hai, te rog. Fă, mă, să dispară, să fim la te rugăm frumos, fă, să dispară. Haide, mă, stau cu mine de aici. Dacă vrei, pot doar să te disper. Nu, dispare-mă. Hai, adio, Delia, bine ai venit, Ingrid. De treia să ridic picioarele, să mă trag, să mă... Nu, nu. Uite, bravo, bă! Uite-mă că în cap. Alea, bea, că pe aici, pe aici intră și tuburile alea, știi? Păi și alea vreau să văd, alea, alea. A, nu, alea. Nu e pentru toată lumea. Alea te secționează pe dintre-i. Păi nu, că mă contorsionez. Și nu vrei trei de Delia. Ne ajunge una. Delia, rămâi acolo cu magicianul, du-te cu el în târneu, noi rămânem da. Cu Ingrid. Mulțumim, aplauze, Delia, excelent. Aplauze noastră jurată, Ingrid. Mulțumesc mult de tot. Vă aștept la spectacolele mele din toată țara. Și la mine la sala Palatului pe 26 mai. Să mor eu? Da. O invit și pe Ingrid și pe tine. Da? Ia-o pe Delia să nu mai vină. Gata. Era mișto. Da. Ingrid era... Da. Tânără. Trăia mai mult. Avea respect față de tine, se făcea urechea cu prima, așa? Da, da, ți-ar fi vorbit cu dumneavoastră. În 2-3 ani. Ți-ar fi vorbit cu dumneavoastră. Ola, moșulică. Da, adevărat. Ți-ar fi vorbit cu dumneavoastră. Da, de cât urât, mai bine dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți foarte urât, adică puteți să zică și eu. Bravo, bravo! Plăcere, du-te, du-te. Așa dispariție mai rar. Du-te, ia săbile și du-te, aia. Se pare că